În 2018 impozitele și taxele locale se mențin la cotele stabilite și pentru anul precedent. Aceasta este decizia aleșilor local Boimăreni. Unele dintre ele vor fi chiar mai mici. Aceștia au adus anumite amendamente la proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele locale pentru 2018, printre care și acela de reducere a impozitului datorat de persoanele juridice pentru clădirile nerezidențiale. Liberalii din Consiliul Local Baia Mare au propus un amendament potrivit căruia impozitul de 1,3%, cât este în prezent, calculat din valoare impozabilă a unei clădiri nerezidențiale, să fie redus la 1,1% pentru încurajarea a mediului de afaceri. Acesta a fost votat și astfel pentru 2018 impozitele pe clădiri datorate de către persoanele fizice va fi de 0,8% Aplicată la valoarea impozabilă a clădirii în cazul clădirilor rezidențiale, 0,2% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii în cazul clădirilor nerezidențiale, 0,4% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii în cazul clădirilor nerezidențiale utilizate pentru activități din domeniul agricol. 2% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii în cazul clădirilor nerezidențiale dobândite înainte de 1 ianuarie 2013 și care, după această dată, nu au fost reevaluate. Cotele impozitului respectiv a taxei pe clădiri datorate de către persoanele juridice va fi de 0,2% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii în cazul clădirilor rezidențiale. 1,1% aplicată la valoare impozabilă a clădirii în cazul clădirilor nerezidențiale. 0,4% aplicată la valoare impozabilă a clădirii în cazul clădirilor nerezidențiale utilizate pentru activități din domeniul agricol. 5% aplicată la valoare impozabilă a clădirii în cazul clădirilor dobândite înainte de 1 ianuarie 2015 și care, după această dată, nu au fost reevaluate. În ce privește impozitul pentru mijloacele de transport, la autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 și 2000 de cm3, inclusiv va fi de 18 lei. La autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 și 2600 de cm3, inclusiv 72 de lei. Și la autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 și 3000 de cm3, inclusiv 144 de lei. Pentru mașinile cu capacitate cilindrică de peste 3001 cm3 se va achita un impozit de 290 de lei, iar la autobuse, autocare și microbuse 24 de lei.